Ne aflăm la galeriile Turnul de Apă, în compania domnului Turiană, istoric, și proprietarul acestui minunat edificiu al Aradului, cu ocazia ultimei expoziții, care se numește, dacă ne puteți spune noastră mai multe. Aurel Vlaicu și Aradul. Așa. Expoziția organizată la etajul 1 a cunoscutului edificiu aradean, este consacrată memoriei zborului lui Aurel Vlaicu. Așa, ceva despre care nu multă lume știe. Așa, care s-a întâmplat în urmă cu 100 de ani, la 14 iulie 1912. Expoziția este structurată pe 6 microteme, pe care o să le număr la început și o să le explic. Este vorba de Aurel Vlaicu și epoca sa aviatică, să nu uităm că la începutul secolului al XX-lea, era o dispută între constructori, ingineri, aeronauți. Care este viitorul aviației? Este vorba de zborul unor aparate mai grele decât aerul sau a unor corpuri de zburat care existau înainte și care erau mai ușoare decât aerul, umplute cu heliu sau cu hidrogen. Vorba de baloane, de peline și alte corpuri de zburat. Vlaicu a trăit într-o lume zbuciumată, o lume din punct de vedere tehnic în plin progres. Să nu uităm că de la cele mai recente motoarele avut care au dezvoltat o nouă civilizație, civilizația căilor ferate, s-a ajuns la motorul cu explozii, la ceea ce astăzi numim secolul sau civilizația automobilului. Atunci au apărut primele, la începutul secolului 20, primele motoare cu explozie eficiente. De fapt, nici nu ne putem închipui zborul și dezvoltarea aeroplanelor fără a fi puse la punct motoarele cu explozie, care au o dimensiune redusă, au o greutate redusă, dar un randament maxim. Este vorba de frații Wright, care la începutul secolului 20 au realizat primul zbor a unui aparat mai greu decât aerul. Este vorba de Traian Buiabler-Riot, Coand, Roland Garros, sau arădenii Andrei Favodi, care a fost un actor la teatru din Arad, dar în 1905 se pare că a zburat cu un aparat propriu, în 1900, la începutul secolului 20, sau David Ranta, care și el este menționat în presă. Sunt și alții care au încercat, nu numai în Arad, în părțile Aradului sau în întreaga Transilvania sau în vechiul Imperiu Austro-Ungar. Haideți să vedem puțin expoziția, eventual. Un alt panou este Aurel Vlaicu, viața și activitatea sa, originar din satul Pințini, de lângă Orăștie, fiul a unui țăran analfabet, cu o poziție socială și materială medie, dar mai mult țărat, și-a susținut pe Aurelian, la botezat, cum este în certificatele lui de naștere, l-a susținut mai întâi la gimnaziul din Orăștie, până a făcut liceul la Brașov, la ceea ce este mai important, a făcut studii tehnice superioare. Da, și iată la München. La Budapesta și la München, devenind inginer la atelierul de proiectare a firmelor Opel. Este interesant faptul că în 1910 el părăsește firma Opel și se oprește, se întoarce la Bințin, în satul său natal, pentru a face aeroplane spre disperarea părinților, care îi și reproșează de altfel cum a lăsat un serviciu plătit bine în Germania pentru o chimeră, un lucru care li se părea idealizat de a face aeroplane.
Visul lui se împlinește la București. El a fost invitat, de fapt, atât la Budapesta, cât și la București, de a alege Bucureștiul, și realizează două tipuri de aeroplane, Flight 1 și Flight 2, care realizează o serie de zboruri. Da, iată, avem aici și o machetă foarte frumoasă. Este macheta lui Flight 2, care a zburat în 1911 și 1912. În 1911 a fost realizată această machetă. Și cu această, de fapt, acest aeroplan. Da, machetă e la noi. Cu acest aeroplan, el a câștigat 3 premii la Asper, la Viena, în iulie 1912. Acolo a concurat alături de Roland Garros, care a fost marele câștigător. Îl avem undeva, ai spus? Îl avem de Roland Garros. Roland Garros. Să ne mai plimbăm un pic și pe peretele. A cărui nume este purtat aici. A cărui nume este purtat de celebrul turneu. Da, de tenis, exact. N-a fost tenismen, n-a fost sportiv, a fost aviator. Și el a traversat pentru întâia oară, a traversat Mediterana. Plegloa a traversat Canalul Mânecii și după aceea Roland Garros. Oricum este, a câștigat cele mai multe premii din cele 15 puse la dispoziție de guvernul austro-ungar în marele meeting de la Viena, care a avut loc în iulie 1912. E clar, cum se întoarce cu laurii succesului celor trei premii câștigate și cu o sumă de bani considerabilă, este așteptat regește de pentru delegație a naționaliștilor români în gara din Arad și aeroplanul de montat este adus tot cu trenul și se instalează la hotelul central, se află în momentul de față o bancă, colțul străzii Vasile Alexandri, Bulevardul Revoluției. Acolo își instalează, își remontează aeroplanul și